Da, și cum ziceam și în filmulețul celălalt, am două posibilități. Ori fiecare linie de asta, că o să mai trebuiască să pun, că aici nu bate calmea, dar să scot via, că asta e experimental oricum, se montează foarte ușor. Există două soluții. Ori direct din bazinul ăla mare, cu electrovalve și timer, programatoare, undeva la 6 sau 8 din astea, o fiecare coloană, ca să dea presiune la fiecare. E o jucărie de-asta în jur la 18-20 de lei. Poți să-ți iei 10 să le ai, dar funcționează foarte bine, unele de vreo 6 ani. O jucărie din asta care să pornească o electrovalvă și să dea drumul la udat pe fiecare coloană. Vor fi 6 coloane, inclusiv 4 sau 3 în solar. Dacă nu merge așa, îl facem pe sistem hidrofor, dar hidrofor mare, bazin 200-400 de litri și totul cu temporizare. Și în jur la 5 udări, noaptea, câte 20 de minute, din două în două ore sau dintr-o oră, o oră jumate, ca să fie totul automat. Pentru că dacă stai să pierzi timpul în seră și fiecare căpșunică pusă în sac cu pământ, pământ fără ierburi, fără burieni, fără nimica, curat și să fie steril în solar. Cam asta e. Aveți întrebări? Băgați comentarii.